ediții în care vom învăța cum să iertăm. Am învățat ce înseamnă greșeala, am învățat cum este, iată, să greșim câteodată fără să ne dăm seama. Dar cum este atunci când trebuie să iertăm, mai ales atunci când este foarte greu de iertat? Sau mai spun eu, este un om de neiertat, deși nu prea există așa ceva. Însă uneori așa simțim și spuneam, măi, e de neiertat omul ăla, nu se poate. Hai să descoperim. Putem să iertăm chiar și oamenii care sunt mai dificili de iertat? Invitata mea din această seară este nimeni alta decât Nicoleta. Te îmbrățișez și mă bucur că ești. Iată, vă reinvit să luați locurile, te îmbrățișez, draga mea. Vă pup la mulți ani pe anul acesta. Ești frumoasă ca în fiecare seară, să știi că te urmăresc. Și în realitate este mult, mult, mult mai frumoasă și finuță și la televizor, dar... Mă flatez, foarte mulțumesc. Frumoasă. Îți mulțumesc tare, mult, ești foarte drăguță și m-ai făcut așa, trebuie să învăț să primesc complimentele eu, știi, încă lucrez la asta. Știi de ce? Pentru că am văzut eu un comentariu al tău care te-a necăjit din partea Nimeni, nu. Nu, stai, știi de ce vreau să spun lucrul ăsta și să-l punctez? Pentru că trebuie să învățăm să primim lucrurile din partea persoanelor care uneori vin așa, ca o formă de atac, și să răspundem cumva așa încât răspunsul să fie în avantajul nostru. Uite, de multe ori și mie mi se spune, ai mai slăbit, parcă ai mai slăbit. Uh-huh. Și atunci vin eu, am suferit la început foarte mult până să-mi găsesc un răspuns potrivit și mi-am spus persoanei respective, nu am slăbit, eu cred că te-ai mai îngreșat tu. Aoleu! Și atunci, am dus de multe ori chestia asta, dar și chiar persoana respectivă era... foarte plinuță, adică încearcă să nu mai vezi paiul din ochiul altuia. Da, și dacă oricum, dacă tot vorbim de iertare, nu, până la urmă să lăsăm oamenii în treaba lor, noi să ne străduim să iertăm, că tot nouă ne facem bine, nu-i așa? Da, să știi că, uite, iertarea asta, evident, o manifestăm față de persoanele care ne-au făcut să suferim. Și, după cum ai spus tu, nu cred că sunt greșeli de neiertat. Cred că totul se rezumă la cât de pregătiți suntem noi să acceptăm ceea ce ni se întâmplă, să acceptăm viața cu bunele și mai puțin bunele ei. Și tot acest proces vine din noi înșine. Iertăm lucrurile mici, iertăm când suntem într-o relație, când suntem sub același acoperiș cu persoana dragă, pe care evident trebuie să o cunoaștem în timp. Și iertarea asta la început poate să dureze și un an și doi cu greșelile mici, pentru greșelile mici vine din iubirea din noi. Avem acea rezervă nelimitată la început, stoc nelimitat de iubire față de persoana dragă. Dar când greșelile trec în partea cealaltă și se duc către cele grave, mă refer la violență fizică, verbală, la bărbați alcoolici, la multe alte rele, acolo nu trebuie să mai iertăm și să fim foarte atenți și atente. Noi femeile suntem de cele mai multe ori expuse la violență și la lucrurile grave și acolo nu mai e de iertat sub același acoperiș. Și, practic, trebuie să se producă o despărțire, o despărțire atât fizică, cât și la nivel mental. Ne despărțim fizic în sensul că ne luăm bagajele și rănile sufletești și ce mai avem pe acolo și plecăm. Nu este ușor, este un proces lung și cu plecatul ăsta nu se produce peste noapte. Dar trebuie să ne-l asumăm când vedem că chiar nu se mai poate face nimic. Pentru că noi acordăm șanse, acordăm, iertăm și zvorul ăla cam seacă așa dacă e tot, știi, tot arșiță pe acolo. Și apoi trebuie să ne deconectăm un picuț și să ne despărțim de persoanele toxice din viața noastră și la nivel psihic. Că degeaba ne-am despărțit noi fizic, dacă cu psihicul suntem tot în locul respectiv și tot în relația respectivă. Și n-am făcut nimic, adică mai nimic. Pentru că putem dezvolta obsesii, scenarii horror, ajungem la răzbunări, ajungem la crime, ajungem la atât de multe lucruri și mai grave decât erau
Tu știi că ai fost aici alături de tine anul trecut, cred că prin decembrie, așa a fost. Acum probabil aproximativ o lună, nu mai știu exact data, dar îmi aduc aminte că erai aici, mai apoi au urmat sărbătorile și iată-te aici în 2021. Dacă îmi permiți, am să fac așa o paralelă între Nicoleta de anul trecut și Nicoleta de acum. Deși nu a trecut foarte mult timp și mai apoi am să te întreb, de fapt, și cum au fost sărbătorile tale și toate cele. Și probabil greșesc, eu spun doar părerea mea, mi se pare că astăzi a apărut aici la alături de tine o Nicoleta mai matură decât era, deși erai foarte matură, dar mai matură decât maturitatea pe care o aveai deja, și o Nicoleta mai asumată. Și nu știu dacă greșesc sau nu, nu știu ce s-a întâmplat în perioada sărbătorilor în viața ta și în perioada în care nu ai fost aici aproximativ o lună, însă te văd alta. Da. S-au produs multe schimbări. Noi formăm un întreg, noi oamenii de obicei, ne formăm un întreg sufletesc, nu doar al nostru, adică să fim compleți. Avem și niște petice sufletești din sufletele altor oameni. Și avem un petic de la mama, alt petic este tata, un altul copilul, persoana iubită, frați, surori și ce mai avem. Și suntem așa, avem un suflet plin de alte multe petice. Încet, încet, multe dintre ele se desprind de tine și se desprind cu suflet cu tot. E, când se desprind cu suflet cu tot, evident se produce acea suferință, da, din durerea respectivă. Și până se cicatrizează locul și vezi că nu ai de ales decât să lași totul să se regenereze, să te regenerezi și sufletește și psihic și emoțional și așa mai departe, este acest proces al suferinței care te maturizează vrei nu vrei și îți dai seama că ai rămas tu cu tine și atunci este momentul cel mai bun al vieții tale, când tu ești un întreg, doar tu cu tine. Și ceilalți sunt în exteriorul tău și nu mai aștepți energie să vină din exterior către tine, tu fiind așa ca o cetate, cu toate porți, cu toate și zidurile, că nu veneau cu așa, ți-ai construit tu zidul tău și aici ești tu cu tine și începe să se dezvolte energia ta interioară. Și cu cât ești tu mai bine tu cu tine, începi tu să vii din interior către exterior cu energie și nu mai aștepți, nu mai ești ca un cerșetor așa în fața unei biserici, un cerșetor cu mâini cu picioare, dar care așteaptă mila celuilalt. E, dar acest proces nu este deloc ușor și cred că asta a făcut și a adus acest echilibru, această stabilitate. Am conștientizat că la momentul acesta sunt doar eu cu mine. Și ți este bine tu cu tine? Foarte bine. Și foarte bine, pentru că am ajuns în punctul în care toate deciziile le iau eu cu mine. Adică decid ce este bine pentru mine, decid ce vreau să fac mâine. Nu mai am influența părinților, care ei în dorința lor de bine, nu întotdeauna binele lor este și binele copilului. Nu mai am influența copilului, nu mai am influența unei persoane iubite și atunci construiesc propria viață și mă construiesc pe mine. Știi că mie îmi place așa să cred că noi oamenii trecem uneori prin deșert pentru a descoperi acolo că suntem mai puternici decât credeam, mai iubitori decât ne gândeam, mai iertători decât credeam, pentru că despre asta vorbim în această seară. Și nu este niciodată ușor deșertul. Deșertul este crunt. E un deșert sufletesc. E un deșert în care n-ai pe nimeni în jur, nu ai oameni, nu ai apă, îți este sete, îți este foame, este foarte cald, noaptea este foarte frig, nu știi ce să mai faci. Da, am trecut. Și ai trecut pe acolo, da? Oh, da, sunt în partea cealaltă, mă duc către insulă. Deci ai depășit deșertul. Da, da, da. L-am depășit și îi mulțumesc lui Dumnezeu
Pentru că dacă n-ar fi fost conexiunea cu Doamne, Doamne, în căderile mele în gol, m-aș fi prăbușit și acolo aș fi rămas. Dar decât să treci pe lumea asta în incertitudinea că Dumnezeu nu există, mai bine fixează-ți mintea și găsește un echilibru, cel puțin la nivel psihic, că există Dumnezeu și de acolo îți vine o forță. Decât să te duci în hău cu mintea, să trești în incertitudine, incertitudinea tot timpul destabilizează. Unde ai fi fost fără Dumnezeu, Nicoleta? Nu știu dacă mă mai primea Sfântul Petru să-i cânt vreo romanță, dar cred că pe acolo ajungeam. Că am avut multe, multe plecări din astea, așa. Și cu colindatul, cu colindatul și în timpul anului, nu doar de sărbători. Cu colinzi mereu. Da, și n-a fost bine. Am avut niște tentative de a părăsi lumea pentru că nu eram pregătită pentru loviturile dure, crunte pe care le primeam, ca un copil care este lovit de un adult și nu se poate apăra. E, cam așa veneau niște lovituri din partea vieții și nu știam cum să mă apăr, adică nu eram în imposibilitatea de a mă apăra. Și, nu știu, Dumnezeu și cred că un soi de și de egoism, știi, când te trezești din ai șansa să scapi, zici, opa, stai așa, că uite, viața e frumoasă, dacă am prezumina zilei. Și în afară de Dumnezeu, în afară de Dumnezeu, pe cine mai ai? Pe Dumnezeu, la momentul de față. Și un minunat cățel care e acasă și de la care am învățat iertarea, pentru că tot vorbim despre iertare. Mă jucam cu el. În joaca aia i-am smucit jucăria, am fost ușor mai agresivă. A dat să mă muște de mână, să mă prindă de mână. Și am țipat, m-am speriat. În secunda 2 a lăsat jucăria și a realizat că m-a necăjit și a venit să-și ceară iertare. S-a urcat cu, eram în pat, s-a urcat cu lăbuțele pe umerii mei și nu știa ce să mai facă, să mă atingă cu boticul pe mâini, pe astea, și am zis, o, tu căine, tu cățelule, mi-ai dat o lecție. Deci a conștientizat că a greșit, a realizat și a venit să-și ceară iertare. Uite cât de multe lucruri avem de învățat noi, oamenii, de la animale. Deci m-a... Și totuși, înainte de a citi toate comentariile de la telespectatori, pentru că ei ne-au spus ce nu ar ierta niciodată, pentru că am fost curioasă ce li se pare lor foarte greu de iertat, tot voi citi se. Acest lucru, însă îmi aduc aminte și data trecută când ai fost, că vorbeai și de fiul tău și nu poți să nu te întreb acum, spunând că l-ai doar pe Dumnezeu? Și fiul și părinții sunt în viață. Însă, momentan, nu avem o relație tocmai ok. Sunt mici neînțelegeri, nu știu, care au generat mari probleme. Cred că în ziua de astăzi s-a pierdut mult din respectul față de părinți. Nu mai avem voie să le atragem atenția cu nimic, nu mai avem voie să îi educăm. Ei le știu pe toate, le fac pe toate. Și apar, nu știu, adică dintr-o problemă minoră în a-i spune ce să facă, cum să facă, pentru că e destul de tânăr, se ajung așa, ajungem la niște răzvrătiri și, nu știu, pe fondul că știi când nu mai ai ce să-i oferi copilului, iarăși aici se produc niște rupturi și niște... Societatea asta e mult așa pe o pantă în cădere liberă. Și cred că trebuie să ne întoarcem un pic la educație, trebuie să ne întoarcem un pic la creștinism, trebuie să ne întoarcem un pic la respectul față de părinți și în momentul în care un părinte nu-ți mai poate oferi material, nimic, pentru că nu mai poate, poate a oferi până atunci totul și nu mai sunt rezerve, trebuie să-și continue viața și pentru el. Copiii ar trebui să și înțeleagă aceste lucruri. În fine. Sunt persoane din afară, o să vorbim, am înțeles, o să dezvoltăm. Da, este, da, este o poveste în spate. Câte minute avem ca să știu ce, cum comprim? Păi te spun de pe acum ca să știu, mai avem încă 35 de minute. Dezvoltăm, comprim, da? Facem propoziție dezvoltată cu complement, cu atribut, cu ce vreți voi. Hai să vedem ce spun și telespectatorii noștri legat de iertare. Steluța Svetcu ne spune că este mai greu să iertăm pe cei la care nu ne-am așteptat, prieteni, familie.
Totul e de iertat, pe toți îi putem ierta, o să vorbim puțin mai târziu. Nu e nimic de neiertat. Da, da. Roxana Corbu ne spune: nu aș ierta niciodată infidelitatea partenerului. Nu am iertat în trecut și nu o să iert niciodată. Nu doar că este greu, dar pentru mine este imposibil. Asta cu infidelitatea și eu sunt la fel, dar asta nu înseamnă că nu ierți infidelitatea. Nu poți accepta lucrul acesta. Una este acceptarea, alta este iertarea. Și când aud expresia asta, iert, dar nu uit, deja mi se ridică. Bine că nu port meșe. Uite, ca să vezi că gândim la fel. Mi-am notat aici ce părere ai de expresia te iert, dar nu, te uit. Mi-am notat-o ca să o am. Mă termină psihic dacă o mai aud odată, nu știu. Deci bine că nu ți-am zis, nu port alte extensii, că aș fi așa explodată. În primul rând, iert, dar nu uit. Acest dar, conjuncția dar, anulează întotdeauna tot ce a fost înainte, tot ce a fost de înainte. Dar. Deci clar, așa, da. Deci e anulată, da, iertarea din start. Dezvoltăm în funcție de, o să povestim, mai sunt mesaje sau ce mai facem, mai avem. Am multe de vorbit pe tema vorbește asta. Vorbește ce vrei, eu te mai întrerup atunci și da. Mai... Da. Putem ierta, da, orice, nu trecem cu vederea greșelile grave, nu trecem violența, nu putem trece cu vederea peste, nu putem accepta. Nu putem accepta infidelitatea și eu sunt până aici, nu știu, am mai ascultat așa și anumite... prelegere ale preoților, că lasă, că e, nu, ai, până aici sunt eu, sunt în blocajul ăsta, nu port, pentru că acolo clar se rupe sentimentul ăsta al iubirii când te duci deja în altă parte, nu cred că mai ai vreo legătură cu cei acasă și nu cred că acolo puntea aia, pe puntea aia scrie iubire între doi oameni, între două suflete, pe undeva o treaptă e minus și trebuie să calci tot timpul cu atenție pe acea punte și nu îmi place să fac echilibristică pe sfoara vieții. Mai ales cu un subiect atât de important, căsnicia, nu? Da, da, nu, acolo trebuie să fie încredere și încrederea maximă. Eu așa am mers în prima parte a vieții și pentru că așa mi-a dat viața o palmă de mi-a mutat mintea din loc. În partea a doua am fost reversul medaliei și am devenit mult mai atentă la gesturile partenerului și când un telefon stă tot timpul întors pe masă, un telefon stă tot timpul în buzunar, mă ridic, iau telefonul, dorm cu el sub pernă sau ce mai fac, deja acolo sunt niște semne de întrebare și dacă mai vin și niște gesturi din astea de plictiseală din partea partenerului, de lasă-mă că sunt obosit și care se repetă a la lung așa și intervine timpul acela mort între doi parteneri în casă, plictiseala aceea de nu mai știi ce să faci cu ea, ea zice hai să mergem la teatru, el nu vrea, hai să mergem în parc, mai bine dorm, deja e pe acolo. Trăiesc împreună, dar nu sunt împreună, nu? Da, singurătatea aceea în doi despre care toată lumea vorbește. Și nu pot să stau. Cred că o să plec din 700 de relații, dar să stau într-o relație în care să mă plictisez, nu. Sunt o persoană activă, îmi place să fac multe. Uite, n-am găsit un partener până acum de viață care o să-i placă să-și trăiască viața pur și simplu, să mergi să te plimbi în parc, să mergi la teatru, să mergi la film, să... Poate nu mergem la spărgătorul de nuci, la patinaj artistic și operă și ce-o mai fi acolo sau... Dar mă, la lucruri așa, cât de cât de păi toată ziua... Faci asta tot cu tine acum, dacă ai zis că da, ești prietena ta cea mai bună. Să știi că am văzut, am avut eu așa, iarnă îmi place să iau Bulevardul Unirii până la Victoriei. A fost o ferie anul acesta, cred că a fost cel mai frumos, nu știu, ornament. A fost Bucureștiul foarte frumos ornamentat așa, cu beculețe, cu toate cele. Și atât mi-a plăcut și l-am luat pe minunatul meu cățel Max, care nu spune niciodată nu, mai ales la plimbările pe jos, și am văzut Bulevardul de la Unirii până la Victoriei și m-am recreat și m-am simțit atât de bine. Deci te simți atât de bine când reușești să fii un întreg, să fii ca un puzzle, așa am mai spus eu, să nu-ți lipsească piese și să fii tu cu tine. Atunci îți trăiești adevărata viață și hai că eu o să vorbesc ca Pierce, mă dai afară din emisiune, da? Nu, te ascultam, vorbesc, vorbesc ca Florin Piersi, mult, dar am multe de spus. Te ascultam. Stai că mi-am pierdut ideea. Hai că-ți citesc eu mai departe un comentariu de la Estera Nițu, care zice că un legământ ca cel al căsătoriei te obligă să te sacrifici chiar dacă nu ți se răspunde cu aceeași atitudini, ne spune Estera. Doamne ferește, ce e asta? Obligație, responsabilitate...
Nu, domnule, sentimentul ăsta al iubirii dă libertate oamenilor, partenerilor, și nu există drepturi, nu există obligativitate. Astea sunt în cărțile de drept, pe acolo pe unde oamenii se judecă că nu s-au înțeles, pe pământuri, pe averi, pe toate cele. Dar în iubire nu există așa ceva. Să stau pentru că, sau să stau în ideea că acel om se va schimba. Trebuie să studiem puțin așa. E foarte bun aspectul din ziua de astăzi, acela că tinerii locuiesc împreună o perioadă de timp și apoi se mai și căsătoresc, care mai apucă. Știi? Pentru că e foarte important să locuiești sub același acoperiș cu partenerul tău și să-i vezi în decursul unui an anumite lucruri pe care nu le vezi întâlnindu-te la o cafea în oraș, nu le vezi când te pup sub vâsc de anul nou și așa mai departe. Stai cu el acolo să vezi ce-i poate mintea. Și vorba bună, da, eu din experiență spun asta. Eu să știi că nu cred asta. Mie nu mi se pare așa. Mi se pare că devine totul după aia, stai și cu X și cu Y și cu Z și după aia nu mai e nimic special când e the one, știi? Când e cel pe care îl ai ca partener de viață. Pe acel the one o să-l simți tu așa, știi cum, ca mirosul de cafea bună de la distanță. Așa? Și chit că te întâlnești în oraș și duci așa la lung o relație de 2 luni și nu prea știi nimic despre respectivul, mai bine stai cu el așa 2 luni și sub același acoperiș sau când la tine, când la părinții tăi, când pe la părinții lui și cam vezi ce-i poate mintea. Lecția de română ne spune sinceră felicitări pentru toată implicarea, este extrem de educativă discuția dumneavoastră. Mulțumim frumos! Ioan Samartinean spune că dacă nu iertăm orice ar fi și rostim rugăciunea Tatăl nostru, de fapt noi suntem niște mincinoși, pentru că acolo este scris și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu iertăm, nu vom fi iertați. Păi stai un pic, iertăm, dar nu și greșelile grave. Uite, la asta voiam să spun. Să spunem că sunt anumite lucruri care te deranjează la partenerul de viață, partenera, generalizăm. Suntem ca acei copii care au de învățat o poezie, da? Astăzi nu învață că nu-i place, deci asta când îi spui ceva partenerului să schimbe, să învețe să-și pună ciorapii în coșul de rufe, nu să-i lase prin cameră. Și astăzi nu face ce-i spui tu, nu vrea să învețe, nu învață nici mâine, ca și copilul care nu a învățat poezia nici mâine, sau poate a învățat o strofă. Opa, vezi bunăvoința și vezi schimbarea. Ei, aici se fac, departajăm lucrurile, iertăm, mergem mai departe sau ne vedem de treabă, știi? Dacă copilul respectiv după o săptămână a învățat poezia și respectiv soțul sau soția a corectat ce nu era în regulă, ei, aici mergem mai departe și iertăm acei pași sau căutăm să ne adaptăm, că fiecare vine cu mediul lui. Și din două medii facem unul, adică nu e tocmai confortabil, dar când vezi bunăvoință, când vezi că omul te ascultă, când vezi că omul corijează, stăm de vorbă altfel. Și dar, e vorba de limitele noastre, nu-i așa? Cu toții ne știm limitele și cât putem să suportăm, cât nu putem să suportăm și de altfel peste ce am trece și peste ce nu am trece. Că până la urmă, dacă am dat peste un om care ar profita de tot ceea ce suntem noi și ar face orice, atunci nu știu unde am ajunge noi ca societate, însă se știe foarte bine că abuzul nu este de tolerat. Din contră, eu cred că este un gest de iubire să-i spui celelalte persoane stop, nu se poate să tolereze așa ceva, pentru că își va da seama, poate că este greșit, dacă își va da seama și poate că va cere chiar ajutor. De multe ori noi ne gândim că nu spunem celelalte persoane când ceva este greșit sau de neiertat, iată că tot discutăm despre asta, pentru că îi facem un bine, dar s-ar putea de fapt să facem opusul, să-i facem un rău chiar și celelalte persoane. Sau uite, în iubire trebuie să vedem cât este de mare disponibilitatea celuilalt în a se implica, în a-ți oferi iubire. Mă întorc chiar la școală, că eu am lucrat în învățământ și cred că am rămas după acolo cu sechele. Doamna profesoară, spuneți-ne, cum este cu iubirea? Nu, am fost doar o educatoare pe acolo cu copii, am lucrat copii.
Știi, mergem la școală, avem o capacitate, ne naștem cu o capacitate de a absolvi 2-4 clase, 8-12 și a deveni academicien sau nu. E așa și în iubire, sunt oameni care îți pot oferi iubire în doze mai mici, mai mari și depinde de tine cam pe la ce doză ai dorit tu să-l găsești sau să fie partenerul respectiv. Și dacă el nu are această capacitate, omul respectiv nu are nicio vină. Adică noi aici confundăm și amestecăm lucrurile, ne supărăm pe oamenii care ne-au produs suferință, dar asta nu înseamnă că acei oameni sunt răi. Acei oameni nu au această capacitate. Cum nu poți obliga un om care are capacitatea doar de a merge în învățământ până la 4 clase, dar poate omul ăla în timp devine un meseriaș nemaipomenit, poate face o profesie nemaipomenită din 4 clase, da? E așa și persoana respectivă. Sau mai sunt importante momentele la care noi ne întâlnim în viață. Poate eu sunt dornică de iubire, iar persoana pe care o întâlnim este un om de afaceri, focusat foarte mult pe afacerea lui și tu nu o să intri în ecuația lui decât accidental. Și atunci și aici se produc niște deconectări. Da, toate lucrurile la momentul potrivit da, și au vremea lor. Da, și dacă tu vezi că omul ăla rămâne și are o afacere pe care trebuie să o dezvolte, și tu nu prea faci parte din cărțile de pe masa lui, eu caut altă masă. Îndreaptă-te către altă masă. Hai să mai citim câteva comentarii. Flor Ionescu ne spune să poți fi în armonie tu cu tine și cu cei pe care îi respecti, ierți, pentru că așa este omenește. Dar nu uiți și ca să nu se mai repete niciodată lucrul acesta, nu vei uita pentru ce și de ce ai iertat, ne spune Flori. Eu te-aș mai întreba în momentul de față, pentru că ai zis că s-au mai schimbat câteva lucruri în viața ta, că te simți întreagă acum și că ești bine tu cu tine. Care este melodia ta preferată? Sunt multe. Acum, așa, ce-ți vine ție în minte? Pentru că tu de altfel și cânti. Pentru că toți suntem așa într-o seară de Sfântul Ion. Ne cântăm ceva? Hai, te las, uite. Hai să vedem dacă... cine iese cum la mulți ani, așa din partea mea tuturor celor sărbătoriți astăzi. Ia să văd ce mi-e mie astăzi de Sfântul Ion. Trei cu ea seară prin codru, la 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 la, am atins frunza cu clopul, la 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 la, dar deloc nu s-o mișcat, la 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 la, nu m-un pic s-o legănat, la 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 la. Codrule, să n-ai mânie, la 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 la, că ți-am atins frunza ție, la 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 la. Și-am ajuns în sat cu soare, la 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 la, și-am văzut că-i sărbătoare, la 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 la. Lumea era îmbrăcată, la 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 la, cu haine trase prin spate, la 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 la. Prin spate și prin fuștei, măi, la 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 la, cum poartă codrenii mei, măi, la 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 la. Prin spate și prin fuștei, măi, la 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 la, cum poartă codrenii mei, măi, la 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 la. Bravo. A fost cu emoții la început. Da. E descurcat impecabil, da, ceva neplanificat, așa deodată, da, neacompaniată. Da, da. Ai făcut foarte frumos. Mulțumesc, mulțumesc și aștept să ne reluăm activitatea. Da. Să fie și cu acompaniament și cu... Da, da, așa da, este. Da. Cu siguranță multă lume așteaptă acum să revenim la normal. Da. Iată, mai avem o întrebare de la lecția de română. Spune, dacă sunteți de acord cu afirmația conform căreia, înainte de a ierta pe ceilalți, este necesar să ne iertăm pe noi înșine? E, dacă nu ești împăcat cu tine însuți sau însuți, nu ai această capacitate de a ierta. Cum se produce iertarea în mintea mea în momentul de față? Și, deci, în primul rând, detașarea fizică de persoanele toxice, dar trebuie să ne deconectăm și pe aici, pe la creieraș. Să dăm un restart, așa. Da, și să iertăm. Este un exercițiu foarte greu, l-am reușit deocamdată doar la nivel mental,
să încerc și fizic cu persoanele care mi-au produs multă suferință. Am mai povestit, eu am o persoană anume care tot îmi poartă grijă. Și s-a ajuns așa la o, nu știu, o situație crâncenă, în fine. Și am zis, ai cum să iert eu, ce să fac eu să iert această persoană și să nu mai fiu focusată pe tot ce îmi face, să mă deconectez de ea. Și atunci am zis așa, ok, trebuie să-mi găsesc un loc unde să mă simt eu bine cu mine. Persoana asta făcându-mi rău, deci trebuie să studiezi foarte bine persoana care îți produce suferința, da? Persoana asta făcându-mi atâta rău, fără ca eu să-i fac, fără să am, pur și simplu eu îmi trăiesc propria viață, da? Clar, această persoană nu are nicio legătură cu Doamne, Doamne. Ce loc ar fi cel mai potrivit să merg eu, deci asta vorbesc la nivel imaginar, da? Să merg cu acea persoană unde ar fi cel mai potrivit să mă întâlnesc cu această persoană. Și am căutat și am găsit în biserică. A doua cea persoană, la nivel mental, deci imaginar, da? Mergi pe drumul tău de acasă către o biserică din cartier, din satul în care ești sau de pe oriunde ești. Așa, ajungi în biserică, intră acolo și acceptă întâlnirea cu persoana care ți-a făcut atât de mult rău. Adu-o în locul în care tu te simți și cel mai bine. Și crezi că acea persoană în mintea ta are nevoie de vindecare, are nevoie de Dumnezeu. Și am făcut acest lucru și apoi lasă persoana respectivă acolo, dar lasă-o la nivelul conștient, nu pleca de acolo, decât închizând ușa în urma ta, lăsând persoana respectivă în interiorul bisericii, în cazul meu așa am procedat, și tu pleacă, urmează scursul vieții, ești de acolo, vino acasă și reați activitatea fără să mai car după tine, nici măcar la nivel imaginar, psihic, emoțional, de niciun fel persoana respectivă. Și atunci să vezi că lucrurile se vor schimba și tu vei avea capacitatea și puterea să te ocupi de tine, de proiectele tale, de locul tău de muncă, n-ai să mai mergi așa cu mintea întunecată și focusată pe persoana respectivă. Sau dacă ai un bărbat, uite, m-a fost și în cazul meu, un bărbat care cu fidelitatea nu prea a stat bine la capitolul acesta al fidelității și pe oriunde întâlnea o femeie frumoasă, hop, și noi. E, și atunci cum să mă detașez de această persoană care mi-a produs atât de multă suferință? Ia să-i găsesc eu un loc potrivit și poate să fie, nu știu, un loc unde oamenii se simt bine, bărbații de obicei se simt bine, hai să zicem o casă de toleranță. Deci pot fi, deci mintea ta și imaginația ta poate să creeze atât de multe locuri, poate să fie pe un teren de fotbal, poate să fie dacă el e bețiv, bea, da, exagerat, du-l într-o cârciumă, păi în imaginația lași, ta. De ce să lași omul fix unde este cel mai rău? Păi nu, îl lași acolo unde este locul, așa cum un elev, nu toți elevii dintr-o clasă sunt de prima bancă, în prima bancă stau elevii buni și ne ducem către ultima bancă, dacă el, tu ai luptat cu el până la momentul în care faci această iertare la nivel psihic, da? Că practic când ajungi aici ești desprinsă și de partea, nu mai ești sub același acoperiș, înțelegi? Și atunci dacă el vrea să rămână acolo și să stea în ultima bancă, deși tu ai luptat să-l aduci în prima bancă, dacă tu ai luptat luptând cu un bețiv, da? Cu un bărbat care bea așa și strică casă, bate nevasta, copiii și ce mai prinde prin curte, da? Și ai luptat un an, doi, cinci ani de zile, nu trece peste pragul de cinci, că nu duce către nimic. E lupta în zadar, zic eu, nu știu, am dat așa un pronostic. Dar mă gândeam eu, nu mai bine îl lași mental. Lasă-l acolo. Păi să-l lași mental undeva unde i-ar fi bine, de exemplu, păi într-o casă de reabilitare. Păi dacă nu are capacitatea. Dar nici nu trebuie, îl lași tu mental dacă tot vrei să-l lași undeva, știi? Așa mă gândesc. Păi faci poate un bine, știi? Îl blochezi acolo. Dacă el acolo se simte bine, eu acolo l-aș lăsa. Dacă lui îi plac femeile și o viață întreagă i-au plăcut femeile, de ce să-l duc eu, zi-mi o biserică din asta în Turcia, cum se numesc? Moschee, într-o moschee sau într-o... Lasă-l, mamă, unde-i place. Adică chinui omul și pe lumea cealaltă, și mental, și psihic, și fizic. Lasă-l unde-i place. Adică nu, când lupți cu un om și vezi că nu ai ce scoate din el, lasă-l unde vrei tu, lasă-l pe, nu știu, pe terenul de sport, unde vrei tu. Ce-ți face ție bine? Că mental poți să te joci cu imaginația și să lasă-l în India, de... în China, unde în China, știi că e departe, mai ales da? Cu virusul ăsta. Da, da, eu așa am procedat și să știți că mă simt foarte bine. Da? Te bucurăm dacă a funcționat. Da, da, da. Uite, în jurul părinților mei, în momentul de față, că tot am vorbit, sunt foarte multe persoane care au făcut așa un front comun, o horă în jurul lor, din interes.
Adică părinții mei au așa cât de cât acolo o agoniseală de o viață și vezi așa cum persoane din interes cam țopăi așa și joacă ei în sârba în căruță. Și i-am lăsat pe toți, eu am luptat și cu părinții mei. Dragilor, nu toate persoanele care vin și vin cu o vorbă bună și că în ziua de astăzi nici măcar, știi că se spunea vorba dulce mult aduce. În ziua de astăzi vorba dulce fiere aduce. Vă spun din propria experiență, deci am primit niște lovituri de la persoane de la care nu m-aș fi așteptat și în care am avut maximă încredere, să-mi dau seama că lucra la două capete. Adică cu aceeași vorbă dulce cu care vorbea cu mine, vorbea și cu părinții mei. În fine, și am avut un șoc efectiv și atunci din șocul ăsta m-am ales cu niște traume emoționale și s-au răsfrânt asupra sănătății mele și picioarele mele sunt pline în momentul de față de vânătăi, fac niște echimoze așa și am zis între moarte și viață și deconectarea de astfel de situații din viața mea de toate zilele, aleg deconectarea și atunci am lăsat toate persoanele acelea să se prindă așa într-o horă și să joace ele horă mișcată, sârbe, ce vor ele, așa i-am lăsat și pe ei mei acolo, dacă nu au avut capacitatea să înțeleagă că iubesc, că le vreau binele, că nu știu ce. Și atunci m-am detașat, nu mi-a fost ușor, am suferit vreo 3 zile, dar uite, acum sunt la voi și mă simt foarte bine. Și ești în viață. Și mental i-am lăsat acolo, vezi, pe fiecare, da? Eu mental acum i-am lăsat pe ei mei acasă, deci am lăsat la bine, înconjurați de acele persoane care le este lor, da, dragi, și dacă... nu e să fac parte din hora asta, rup hora și vă las așa să o continuați. Poate voi dansa sârbă și eu sunt pe horă rară, nu știu. Nimic. Și atunci am venit la București să ajung la voi la emisiune. Iată, ne mai spune da. Mirela Dănilă Nedea. Interesant, vorbiți mai mult de la ceea ce așteptăm de la partener și deloc de ceea ce suntem noi în stare. Suntem capabili de iubire necondiționată? Îl luăm pe Dumnezeu în calcul? Oare uităm că noi ne schimbăm? Ceea ce azi îmi face plăcere s-ar putea ca mâine să nu? Da, uite, cred că în 80% din cazuri noi manifestăm o pseudo-iubire. Pentru că, de fapt, noi unim necesitățile noastre. În tinerețe avem nevoie de o casă, luăm pe zmeu care au părinții casă. Da? Sunt oameni de afaceri, pac sau... se conectează, se fac niște conexiuni între interesele noastre, poate și mai târziu. Deci avem niște nevoi și atunci acolo nu vorbim despre iubire, pentru că în timp ne vom da seama că am început cu o mare schismă, ca între catolicism și ortodoxie și a fost o altfel de iubire. Așa, din interes sau din necesitatea de a ne, nu știu, a ne croi o viață mai bună. În momentul în care... că am auzit discuția voastră de mai devreme, cu invitația de mai devreme, în momentul în care femeia este independentă financiar, nu pentru că își dorește un statut superior bărbatul sau egală bărbatului, nu. Soțul și soția sau partenerii trebuie să fie ca doi stâlpi ai unei camere. Ei trebuie să fie unul lângă celălalt ca să susțină o cameră. Trebuie să fie la ceva distanță să susțină un plafon, că dacă punem doi stâlpi, unul cade plafonul în cap, da? Și trebuie să fie ca doi stâlpi, la fel de siguri unul pe celălalt, adică să nu aibă nevoie unul de celălalt, să se apropie să aibă nevoie. Trebuie să susțină o relație, trebuie să susțină iubirea. Și abia atunci am mai avut o discuție interesantă cu un taximetrist care mi-a spus așa, uite, se produc multe despărțiri pentru că în momentul în care doi oameni se întâlnesc la început, poate el este... nu știu, zi-mi o profesie așa, oarecare... scriitor. Da, nu, că e de înaltă clasă. Poate el lucrează în construcții. Așa, sau instalator, sau electrician, da? Ea lucrează la patiseria din colțul străzii. E unul dintre ei evoluează, învață o limbă străină, sau merge la studii mai departe, își dezvoltă abilitatea de a studia și de a urma o facultate și atunci uită cine a fost la început este cel de acum și nu se mai întoarce la femeia. Nu mai este egalul celei cu care s-a întâlnit acum 10 ani sau acum 5 ani când era un instalator sau un constructor. Și iarăși se produc aceste departajări de statut. E o rupere. Da.
Oamenii uită de unde au plecat, uită cine au fost la început. Poate ai fost sărac la început, poate n-ai avut și între timp, femeia stând acasă și crescând copii și având grijă de casă, ea n-a evoluat și profesional. Tu, având această libertate de a pleca 10-12 ore și venind acasă și găsind copiii nani-nani și soția cu mâncare pe foc sau pe masă și așa, tu ai putut să ajungi și să-ți dezvolți Și recunoștința profesia. Unde este? E nedrept? E nedrept așa ceva, da? Mie îmi spui de recunoștință. Da. Păi nu, dacă femeia a stat acolo cu copiii, i-a crescut, da, mâncare, el a avut timp, sau se poate, da, și invers, el a avut timp să crească profesional și așa, da, mai departe, da, și mai apoi să se uite așa cu superioritate și să-i spună probabil, știi, n-ai tu nu te ridici nimic la nivelul meu. N-ai făcut nimic toată viața. Și când colo, e cine a fost în spate? Meu. Este și cazul meu, tu n-ai făcut nimic toată viața, tu n-ai făcut. Și atunci, știi, nu se vede, munca femeii nu se vede, este o muncă decisivă. Este ca munca intelectuală, pentru că îmi place mie să spun și constat cu durere în suflet că stima de sine a celor cu, n-aș vrea să jignesc, însă mulți au sărit limita bunului simț, stima de sine a multora cu școală puțină în mintea lor este net superioară stimei de sine a celor cu școală. Adică mulți oameni simpli, fără să condamn, dar s-a depășit limita bunului simț și am trăit niște lucruri foarte dureroase. Mulți oameni simpli care nu știu ce înseamnă să intri în gramatica limbii române și să știi care sunt părțile de vorbire, care sunt, adică lucrurile astea cer o muncă intelectuală pe care omul simplu nu înțelege. Și nu știe câte ore de nesomn ai avut tu și ca să înveți ce este acela un predicat, un atribut, un adjectiv, să faci o analiză gramaticală de text, să faci o diferență între atribut și adjectiv, între adverb și verb și ce mai fi pe acolo, care cu care se determină. E, oamenii nu înțeleg această muncă și atunci ajung ei în funcție de veniturile lor din muncă fizică, de multe ori veniturile multora de muncă, așa, să depășească veniturile celor intelectuali. Și atunci se face această, vine această superioritate a celui care are material, domină intelectul celui care și materialul celui care, multe sunt în lumea asta. Și ce-ți recomand să te uiți este pe YouTube, este un filmuleț, un discurs care se numește Femeia Invizibilă. Da. Îți recomand să te uiți, dacă nu găsești, îmi spui și îți trimit link-ul foarte, da, frumos, chiar și, celor care ne urmăresc, le recomand. Da. Este vorba despre femeia care face multe și totuși se spune că nu face nimic. Îmi place mult de tot acel material și chiar v-aș recomanda să-l urmăriți, mai ales dacă vă regăsiți într-o astfel de postură. Denisa Andreea Istratoaie ne spune că am fost educată că dacă ierți, e și un gest de bun simț. Trebuie să iertăm oamenii dacă Iisus a murit pentru ca noi să fim iertați. Da, iertăm oamenii cu care nu intrăm în contact zilnic și care ne produc suferințe așa insistent și sistematic. Evident că iertăm, că acum suntem creștini și nu avem cum să nu iertăm, pentru că asta a făcut și Iisus, a sacrificat pentru păcatele noastre. Dar până într-un punct. Tot zic eu cu punctul ăsta. Deci există un punct, atenție. Un punct peste care nu e bine să trecem, pentru că dacă stai într-o casă unde violența este la ordinea zilei, este ca un fel de mâncare, este ca ciorba aia care era pe vremea lui Ceaușescu, adică duminica găteau femeile și felul principal era o oală mare de ciorbă și bătaia. Este ca acel fel de mâncare care ținea o săptămână până duminica viitoare și aveai felul 2 sau nu aveai, dar ciorbă mâncai. Așa și cu bătaia, dacă ai, n-ai, dar bătaie mănânci. E, pe aici nu mai sunt de acord să stăm și să iertăm acolo, deja trecem în alt domeniu. Da, acolo este vorba despre cu totul altceva, da. Într-adevăr, da, nu poate fi vorba de iertare. Poate legile statului schimbă puțin, umblă puțin pe la a strânge puțin așa șurubul, pentru că sunt scăpate mult de sub control aceste legi împotriva violenței femeilor. Și de multe ori și noi greșim, sau poate din educație nu mergem să facem anumite demersuri și să mergem pe la poliție, să spunem, din prima, din a doua, din a treia și poate din a patra nu mai ești în viață. Dar poate ajungem și noi la standardele din afară, un singur apel la 112 venit din partea unei femei deja să ridice o problemă și să nu mai stăm la discuții, să mai stăm să venim, să vedem că totul e în regulă, că am trecut multe lucruri în viața asta și
știm să jucăm teatru sau știu să ne dăm masca jos și când vine poliția, ce floricică pe câmpie sunt eu, adică n-am făcut nimic, știi? Și ca de tot femeia, adică ai mai făcut și un apel care ne-a pus pe drumuri și mai plătești vreo amendă. Nu, e bine să se schimbe puțin legile și violența bărbatului sau puterea bărbatului să fie protecția femeii, nu... Ar fi ideal asta, da, ar fi ideal. Da. Din toate câte povestești așa, îmi dau seama că ai trecut prin foarte multe în viață. Da. Sper din toată inima ca toate rănile tale să fie vindecate și acele bandaje care spuneai tu că sunt trase așa și sunt trase cu un pic de suflet. Eu vreau să-ți aduci aminte de asta. Vreau să-ți aduci aminte de un lucru. Nu știu exact cum este zicala, dar știu că atunci când sunt găuri în inimă sau sunt găuri în suflet făcute de alți oameni, sunt făcute pentru a intra în lumina acolo. Să-ți aduci aminte de asta. Oricât de dureroasă este uneori întâmplarea, poate intra lumina pe acolo. Sigur, te-aș invita lumina divină. Exact, la aceea mă refer. Da, te-aș invita, iată, să mai lași un mesaj tuturor celor care ne-au urmărit în această seară. Sunt convinsă că vrei să le transmiți ceva, că ai venit cu un mesaj pe care vrei să îl lași, deși întreaga ediție a fost un mesaj în sine. Cam, dar așa da, facem o concluzie. Tocmai mă mai gândeam, zic, ce aș putea să mai spun, deși aș... Gata, am terminat? Da. A trecut, așa, așa e, nu? Repede. Da. Da. Îți place aici, se pare, de da, simți că trece da, așa. Da, păi pe mine trebuie să mă chem vreo 5 ore ca să intru, să intru în stare. Hai să fie prin cântec, cum dai voie. Da, da, te rog. M-a dus viața în sus și în jos, am avut și n-am avut, dar din toate câte au fost, același îmi sunt. M-a dus viața în sus și în jos, am avut și n-am avut, dar din toate câte au fost, același îmi sunt. De-aia câteodată cânt, mai cânt și-o fac lată, că la toți ni-i greu, da, nu la toți deodată. De-aia câteodată beau câte un păhărel, că la toți ni-i greu, da, nu la toți la fel. La 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 la. Mulțumesc. Vă pup, vă îmbrățișez, dragilor. Aveți grijă de voi și manifestați. Știți că și eu am de multe ori chestia asta de a mă mai duce către rău. Transformați răul în bine sau dați-l la un loc, înlocuiți-l cu binele și cu faptele bune. Și da, așa este, să ne gândim la lucrurile frumoase din viață. Da, și răzbunarea asta să... Să o lăsăm mâna lui Dumnezeu. Da. Îți mulțumesc mult, Nicoleta, pentru prezența. Vă pup și vă îmbrățișez. Dragilor, vă mulțumesc și vouă. Iată câte mesaje am primit și câte întrebări. A fost o seară deosebită, o seară frumoasă în care am învățat ce sunt greșelile, dar am învățat și cum putem să iertăm. Am avut două invitate delicioase, superbe. Mulțumesc că, iată, am avut și muzică. Mulțumesc, Nicoleta. Și vouă vă mulțumesc pentru prezența. Noi ne vedem de luni, de la ora 19 aici pe A7 TV. Însă până atunci rămâneți acum pe A7 TV, deoarece urmează colegul meu Cornel Darvășan, care vine la voi cu știrea cea bună. Multă sănătate vă doresc și un weekend cât mai frumos. Acest program